Salutare, sunt Jenna și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am un video kawaii. Este o colaborare cu un site din Corea. Și sunt numai lucruri frumoase aici înăuntru. Și abia aștept să vi le arăt. În acest video o să fac și extragerea câștigătorilor giveaway-ul cu cover pentru iPhone 4S. Și haideți să vedem ce avem aici. Lumina nu prea bună, dar n-are nimica, că tot eu sunt. Și cutiuța este așa frumoasă. Și uitați, este așa. O să vă las în info box linkul către acest canal, către acest site. Și peste câteva zile să fiți pe fază, pentru că o să fac un giveaway în colaborare cu acest site. Și uitați ce are cel mai bună tăscuboață. Și hai să vedem. În primul rând este chestia asta. Nu se înțelege ce scris, pentru că normal e scris în japoneză. Are niște desene aici. Nu știu ce se face cu chestiile astea, să facem să vedem. Cred că e ceva de colorat. Ah, de făcut fără cu forme. Vedeți? Așa. Aici are un ce fel de praf. Verde. Ah, și are coloranță aici. Cred că e silicon, să-l colorezi și să faci formele astea. Care este un puișor. Și mai multe chestii de astea. O să văd ca lumea și o să vă pun poate poza pe Instagram pe undeva. Nu pricep eu ce e aici. Da, iese. Ce frumos e să fii copil, iar așa suntem toți. Să mai fim supărați mereu, necăjiți. Să mai râdem cine de viața asta, că și așa ne supărăm mereu. E bine să te întorci să fii copil. Și eu vă dați seama că cu părul ăsta sunt copil. Hai să vedem mai departe. Ia uitați-vă aici. Mia, gătino. Pisicuța, pis, te-am vizat în noapte, te spălam, te pieptănam, fundăros e spuneam. Este un portofel, uitați, și așa moale, are înăuntru ceva care o ține, chestia asta. Nu are nimic deosebit înăuntru, e făcut așa. Și are, se închide cu fermuraș. Ce frumos e cu gătii, pitibucea, pisa. Hai mai departe. Numeroase astea chestii chinezești. Hai să vedem. Ia uitați-vă aici. E moale așa, nu face zgomot. Dar e ăsta să-l agăți de chei. Uitați ce frumos e și moale și frumos. Hai că dacă sunteți cu minți, Gianni vă face un giveaway cu produse din astea. Aici mai este încă una în formă de gogoșică cu gaurică. Și avea niște cocos pe el, dar se desface, cade chestia asta atât. Bine, că și asta e moală, așa, antistres. Și are cheița, are jurulețul ăsta să-l agăți. Dar face mizeria asta. Bine. Este aici Kawaii Box Thank You. E scris aici. Și în spate e scris Stay Forever Cute. Kawaii Box ianuarie 2016. Și ai mai departe. Să vedem aici bunătățile. Asta sunt scripiciuri. Vedeți? Are aici albastru, mov, argintiu, auriu, mov,
Aici ne ca niște inimioare, inimioare. Vedeți? Sticluțe cu toate cu... Și haide să vedem mai departe. Aici avem... Ce frumos este. Este un pix, o cutiuță și niște pergamene, niște hârtiuțe. Cred că se face un joc cu ăsta. Cred că nu știu, barna. Da, bagi și chestiile astea aici. Aha, se prinde lumina. Uitați mă, se prinde lumina aici. Fuu. E o lumină din aia LED albastră. Ah, gata, am priceput. Cred că scrie și o citești cu lumina asta albastră. Tu scrii, dai să vă arăt, mă, că acum am priceput. Scriu aici ceva, un secret. Pe ăsta. Am scris. Și se citește cu luminița asta. Bă, ce mișto este, bă, uite, bă, aici. Am scris aici, te iubești și se citește numai cu... cu... Ia, uite să vă arăt așa. Nu știu dacă reușesc să văd. Dar eu reușesc să văd. Scrie aici, te iubesc. Foarte mișto. Ce mă distrez eu ca copiii amici, mă. Să ne pună rău. Și... și ăsta ne place, ne place, ne place. Opa. Hai să trecem mai departe. Aici ce avem? Un creion? Na, dar să vedeți aici, mă. E un un pix. E un pix care scrie negru, subțire, subțire, cu capacul de regină, domne. Că nu este o regină, nu? o gumă în formă de... cheesecake sau de muffin sau de ce este asta. Happy Yatai. E o gumă asta, nu mă deșterz. Și aici avem mega gentuță. Așa mă, să ieșim așa la plimbărică cu gentuța asta. Așa. E scris aici sweet. Sweet, never sweet. Beautiful. Mișto, 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 frumosic așa. Bine că nu o să ies eu cu asta, că chiar mă îmi zice lumea că am nebunit. Dar o să țin ceva pe aici prin casă. Nea. Și astea sunt niște adezive în 3D cu pietricele. Da. Ce mișto sunt. Sticăre. Sunt stickere. Merge, mai vorbesc și aiure, așa. Și aici am stickere o grămadă cu iepuraș și cu fundițe. Și astea au fost minunățile și o să vă las și info box să vedeți unde este. Bine. Și acum să trecem la o treabă mai serioasă. Să trecem la giveaway. Aici am toate coverurile. Am mai primit între timp alte cover. Noi, deci am o grămadă noi. Așa fiindcă sunt multe, m-am hotărât să aleg 3 câștigători, nu numai 2, 3, ca să se bucure mai multă lume de aceste minunății. Și hai să facem extragerea. Extragerea o fac cu random. Am 25 de participanți, am scris aici numele lor. Și mă duc pe random. Alora. Bling! Ce mi-e drag de părul meu. Astăzi, ca să pun tablou ăsta în spate și să țin o veioză, să o țin cu o veioză, a căzut veioza jos și s-a spart. Mă bate rusele. Așa, haide mă să vedem aici Google. Random
Allora, minimo 1, maxim 25. Ok, și acum fac generate. Ce număr a ieșit? Numărul 6. Numărul 6. Ia să vedem cine e numărul 6. Numărul 6, Cojanu Oana. Cojanu, stai mă să vă arăt ca lumea. Cojanu Oana. Hai să trecem la următorul câștigător. Suntem așa, am rămas pe numărul 6. Dăm generate și ia să vedem ce număr a ieșit, că eu nu văd. Numărul 18. Numărul 18, Cristișor. Este al doilea câștigător și hai să facem și pe al treilea. Generate. Oh. A ieșit, mă? Numărul 15. A, trebuie să vă arăt mai aici că e Cristi, Cristișor 18. Și numărul 15 este Andreea 21 Matei. Deci, câștigătorii sunt Cojanu Oana, Andreea 21 Matei și Cristi Cristișor. O să vă împart la toți trei aceste cover și nu uitați săptămâna aceasta să-mi trimiteți adresa, găsiți în infobox e-mailul meu, trimiteți adresa că pe 15 martie mama vine în România ca să poată să vă trimită și chestiile astea, că pentru mine e mai greu de aici din Italia. Și cam asta a fost acest video. Fiți pe fază că o să fac un giveaway cât de curând cu Kawaii Box. Și ne vedem data următoare. Ciao, ciao, ciao!